0-0 cu Poliaș, un punct, încă un punct adăugat acolo în clasament. Ce ar fi de spus după acest joc? Da, încă un punct muncit pentru noi adăugat în clasament. Cred că meritam să câștigăm astăzi, am revăzut și eu fazele acum. Penalti a fost clar în prima repriză, mai clar de atât nu cred că se putea. Gol valabil anulat în repriza a doua, cel puțin la, pe linie au fost. Alex Pop și cu primul fundaș de al lor din linie. Deci un gol anulat, un gol corect anulat, un penalti nedat și încă 3-4 situații de ale noastre foarte clare din care n-am putut să înscriem și să ne apropiem cu un pas și mai mare de baraj. Dar până la urmă e un punct, se adună, o să se joace totul la ultima etapă. Spuneai și tu că echipa noastră a mai avut ocazii, Fulga, două ocazii mari, Angelo, tot două, practic puteam marca, puteam obține toate cele trei puncte, ce a lipsit? Puteam, nu am reușit, poate un pic mai mare luciditate în fața porții sau la ultima pasă și bineînțeles am băgat mingea în poartă, dar ne-au scos-o arbitrii pentru că a fost un gol corect și un penalti, repet, nedat, prima repriză. Și totuși, mulțumit de evoluția băieților tăi? Ținând cont că a fost al treilea meci în decurs de 8 zile, în care noi jucăm cu aproape aceiași jucători în fiecare meci, pentru că și astăzi n-am putut să punem nici măcar 20 de jucători în lot, pentru că ăștia mai suntem. Acum s-a mai accidentat și Daniel. Sunt mulțumit că au muncit, s-au zbătut și că și-au dorit foarte mult să câștige. Îi văd un pic dezamăgiți la final acum. Dar eu pe această cale vreau să le spun încă o dată că nu se a jucat nimic și totul o să se joace la ultima etapă și să fie mândri de ei că au ajuns să se joace până la ultima etapă calificarea la baraj. Astăzi ați avut parte din nou de susținere destul de numeroasă. Da, din nou o zi din timpul săptămânii, luni seară, după weekend. A fost lume multă, le mulțumim pe această cale și sper să mai avem, îmi doresc din suflet să mai avem încă un meci pe teren propriu în acest an competițional, adică sper din tot sufletul să ajungem la baraj. Urmează un meci de totul sau nimic, putem să-i spunem așa, la Galați. Da, cum? Noi suntem obișnuiți, totul sau nimic a fost și la Slatina și am mai fost. Am trecut printr-un baraj acum 2 ani, ne plac meciurile astea, abia le așteptăm. E foarte bine că e miză până la ultimul meci și noi sperăm. Mâine se joacă Dinamo Steaua. Astăzi joacă Dinamo Steaua, mâine Buzău cu Galați și o să vedem de ce rezultat o să avem nevoie dacă o să fim din nou la mâna noastră la ultima etapă.